Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de pe acest canal. În acest episod, după cum vedeți și din imagine aici, vă voi prezenta cum se completează corect un CMR. După cum vedeți, un CMR este pur și simplu o foaie de hârtie A4 care reprezintă practic scrisoarea de transport. Aceasta trebuie să fie la bordul camionului în interes de serviciu, să zic așa, pentru transportul de marfă. Ce trebuie voi să știți despre această scrisoare CMR este că aceasta se întocmește în 3 exemplare. Unul rămâne la expeditor, unul la transportator și unul la destinatar. CMR-ul poate fi de 3 culori. Roșul care rămâne la expeditor, albastru care rămâne la destinatar și verde, cum am și eu, rămâne la transportator, adică la șofer. Aceste 3 trebuie toate completate identic ca să nu fie probleme pe mai târziu așa. După cum vedeți, acolo unde am făcut eu cu negru chestiile astea aici, de obicei trebuie să fie ștampilat, dar o să vă prezint eu în acest clip cum trebuie completat corect și dacă, de exemplu, firma sau voi nu aveți ștampilă, puteți să puneți pur și simplu numele sau și să semnați, da? După cum vedeți, eu am exemplarul verde, cel care rămâne întotdeauna la șofer, să zic așa. Și voi să zicem, dacă nu știți să completați un CMR și sunteți pentru prima dată la de faceți cursa acolo și trebuie să completați un CMR și n-are cine să vă ajute, cam așa va arăta foaia care va fi la voi, să zic așa. La punctul 1, după cum vedeți aici, trebuie să scrieți denumirea firmei, adresa și țara de unde se efectuează transportul. Multe firme acum în 2024 nu mai scriu, pun pur și simplu ștampilă, dar dacă nu au ștampilă, vor scrie aici denumirea firmei, adresa și țara. De exemplu, aici punem ce firmă să punem? Camioane SRL România Buzău, da? Și semna. Ceva de genul ăsta va arăta aici la punctul 1, nu este ceva complicat, doar v-am spus, mulți nu mai scriu că în 2024, cam mare majoritate folosesc ștampile. Aici la punctul 2 trebuie să completați cu datele destinatarului, adresa și țara. De exemplu, să zicem că noi transportăm, ce să zic, că transportăm palezi, da? O să-i transportăm de la Buzău, de unde este plecarea, cum am zis, la Brașov, da? De exemplu, firma de la Brașov, să spunem, tot așa, punem camioane. Camioane SRL. Camioane SRL Brașov, strada. Nu știu, pun și o stradă, Teiilor. Da, numărul 5, să zic, da? Ceva de genul ăsta, România, da? Ceva de genul ăsta va arăta la punctul 2. Nu este foarte greu, pentru că marea majoritate a CMR-urilor vă și scriu în mai multe limbi aici ce să completați. Ultimul rând de jos este ce vă trebuie vouă să știți. Aici trebuie locul de livrare a mărfurilor, locul și țara, da, unde livrăm marfa, pur și simplu, vedeți și voi că vă spune, vă dă să zic așa, mură în gură să zic așa, locul și țara, punem și noi Brașov, România. Da, la 4 ne cere locul și țara încărcării și data. Locul și țara, ok. Locul încărcării este de la Buzău, țara, virgulă, România. Data astăzi, azi 1 mai când filmez, eu pun și 1.05. 2024,
24, da, bine. 1 mai nu prea lucrează nimeni, dar am pus așa la caterincă, să zic așa. Aici, la 5, aici nu prea, să zic așa, trebuie voi să completați, dar marea majoritate, după cum vedeți, vă cere documente anexate, adică se referă la avize. Aici, dacă aveți mai multe avize, de, să zic așa, de însoțirea mărfii, puneți avizele. Eu o să trec așa, ca fapt divers, doar avize, da? Avize, m-am încurcat, așa, deci fac așa semne exclamării. Deci aici puneți avizele, da? Aici la 6, punctul 6, trebuie să treceți marca. Marca aici de la 6 până la 12 vă întreabă câtă marfă aveți, ce greutate, chestii din astea. La 6 vă întreabă marca și numărul. De exemplu, pun și eu marca 32, da? Aici voi treceți marca și numărul și denumirea, da? Aici la 7 număr de colete. Eu o să pun, pentru că vreau să zic așa că mi-ncar camionul maxim, să zic că intră 24 de euro paleți, pun doar 24, da? La numărul 8, aici modul de ambalare. Modul de ambalare se referă cum este paletată marfa, adică cum, așa, eu o să pun doar paleți, da, scriu paleți. Bine, eu așa am scris mereu, când făceam eu și CMR-uri și fac în momentul de față, eu așa scriu și nu am avut probleme, să zic așa. La 9, natura mărfurilor, aici este foarte simplu, treceți doar ce este în colete. Da, eu de exemplu am, să zic așa, am balanje de plastic. Da, număr la 10, număr static, aici pun tot 24. La 11 vă întreabă de greutate, mare atenție, aici să nu pune și greutatea camionului. De exemplu, dacă suntem cu un camion, să zicem, de camion mare, de 40 de tone gol, ca să țineți minte, un camion cu semiremorcă normală are undeva la 13 tone jumate, 14 tone. El, ca să ajungă cu încărcătura la maxim 40, să spunem că 40 minus 14 ar veni undeva la 25-26 de tone. Eu o să pun aici greutatea mărfii, pentru că noi, v-am spus, o să încărcăm la maxim cu 24 de paleți. O să pun undeva la 25, da? 25 de mii, da? De kilograme, ca să țineți minte, aici este masa încărcăturii. Aici la 12 eu de obicei mă întreabă de volumul metri cub, dar aici nu stă nimeni să facă volumul, eu mereu am pus aici o linie, da, pentru că nu trebuie așa. Acum de la 12 până la punctul 18 aici, de obicei eu nu prea completam nimic, când mai completau de acolo de la firmă, nu vă privește așa, să zic, pe voi, dacă sunteți mai la început și nu aveți, să zic așa, ce completa pe aici prin căsuțele astea, de obicei vă o să vă îndrume cei de la firmă, de la sediu. Până la punctul 18 eu de obicei nu prea completam nimic, la punctul 18 aici vă întreabă de mențiuni despre daune, dacă aveți, să spunem, dacă, nu știu, un palet este rupt sau curge marfa din el sau chestii din astea, aici treceți. De exemplu, eu o să pun așa ca fapt divers aici la 18, scriem, ca să țineți voi minte, mențiuni despre marfă daune. Daune, da, și pun așa, 3 semne de exclamare ca să... Deci voi scrieți mențiune despre daună, dacă nu este legată conform și trebuie să efectuați așa transportul, dacă masa, de exemplu, când depășește greutatea, dacă aveți un palet deteriorat sau chestii din astea, aici treceți. După tot așa la 19 și 20 aici vă cere niște acorduri speciale, bla bla bla, n-aveți voi treabă.
După trebuie aici, la 21, aici iar este mai important, la punctul 21 aici, trebuie să scrieți locul, adică de unde ați făcut voi prima dată încărcarea, de unde ați plecat. Eu o să trec Buzău, așa, Buzău și data pun și eu 1.01.05.2024, da? Ceva de genul ăsta. După ce ați completat și aici, la punctul 15, așa, aici n-aveți treabă. La punctul 22, aici este semnătura expeditorului, da? Cel de la care pleacă marfa. Dacă nu are, să zicem, ștampilă, ceea ce este, v-am spus, cam imposibil în 2024, aici va trece pur și simplu semnătura, da? Va face, să zic, va trece firma, cum am spus eu prima dată, la punctul 1 aici, camioane SRL, scrie așa, camioane SRL România Buzău și trage o semnătură. Dacă nu are ștampilă, ceea ce e imposibil, va face chestia asta. La punctul 23 aici este despre semnătura șoferului sau ștampila. Dacă șoferul, să zicem că are o ștampilă, va pune ștampila după cum am făcut o chestia asta neagră. Dacă nu are ștampilă, va face, pur și simplu, își va trece numele, să zic că eu efectuez transportul, pun Cosmin Riel, așa, și trag o semnătură, să zicem așa, și cam așa constă punctul 23. Iar la punctul 24, aici va pune ștampila sau semnătura destinatarul, da? De exemplu, noi când ajungem cu CMR-ul, este până aici completat și noi acum trebuie să ne dăm jos din camion, să-i predăm, să zic, coletul, da? Ne dăm jos și după ce am descărcat omului, să zic, lângă curte sau unde stă el acolo la depozit, el îi spune, aș eu nevoie, vă rog, aici de o semnătură sau o ștampilă. El, dacă e așa, va pune, mă rog, ștampila aici, dacă nu, va pune numele, să zicem, Popescu Ion, da? Ion, da, și va pune semnătura și cam asta e. Iar acum ați completa CMR-ul, așa să zic, corect, cam așa se completează, nu este foarte greu, nu aveți de ce vă speria. Eu prima dată când am completat un CMR nu prea am știut și m-a ajutat când am fost în perioada de probă acel șofer care a fost cu mine pentru inițiere. Cam așa constă un CMR, nu este greu de completat, trebuie mare atenție pe ei să nu greșiți pe la chestiile astea, pe la greutate, pe la chestiile astea. Și în rest cam așa arată. Dacă nu ați înțeles cum se completează, puteți să vă mai uitați odată la clip. Dar eu am explicat cam cât de, cum să vă spun, cam cât de corect am înțeles și eu, pentru că, na, nici eu nu sunt, așa să zic, perfect, nimeni nu e perfect, dar cam așa în mare parte completez eu la momentul actual un CMR. Dacă v-a plăcut acest clip și mai veți clipuri din astea, gen tutoriale pentru, să zic așa, începători, să zic, na, pentru că nici eu n-am multă experiență, am undeva aproape la 7-8 luni, apăsați butonul de like, lăsați comentariu, mai mă întrebați pe Instagram de ce aveți voi nelămuriri. Eu am fost Cosmin și ne vedem data viitoare. Pa, pa!